Gabriela Cristea are parte de tot ce și-ar putea dori de la viață. Este o feministă convinsă, are o familie minunată și o carieră de succes. În ultima vreme însă, prezentatoarea TV a avut parte de reacții acide din partea fanilor ei, din cauza atitudinii sale cu privire la o concurentă din cadrul emisiunii pe care o prezintă. Mai exact, Gabriela Cristea este acuzată de fani că nu gestionează corect conflictele și tensiunile care apar între concurenții din cadrul emisiunii, ci din contră că pune paie pe foc în mod nejustificat pentru a-i păta imaginea unei concurente, în timp ce o favorizează pe o alta. În secțiunea de comentarii a unui filmuleț de familie postat de David Clonda pe rețelele de socializare, fanii au avut de spus numai vorbe dure la adresa Gabrielei Cristea. Internauții au acuzat-o pe prezentatoarea TV că încearcă să păteze imaginea unei tinere despre care se spune că și-a înșelat iubitul, în timp ce chiar ea a făcut acest lucru în perioada în care era căsătorită cu fostul soț. De aici până la un întreg scandal în mediul online, nu a fost decât un pas, iar fanii au aruncat cu vorbe foarte grele la adresa prezentatoarei TV. Mai mult decât atât, fanii sunt de părere că Gabriela Cristea ar trebui să încerce să aplaneze conflictul și să fie obiectivă, mai ales că și ea a avut greșelile tinereții sale. Ia întreabă-l și tu pe Tavi dacă îi place să stea cu una care a fost măritată și care pe deasupra stătea cu unul și în același timp îl înșela cu altul. Tocmai tu te-ai trezit să vorbești sfânta Filoftea? Sau crezi că tu dacă ai făcut doi copii, gata, tu ești sfântă de acum? Tavi oare ce are de zis că a pozat goală în Playboy și a văzut-o o țară întreagă? Să-i fie rușine pentru atitudinea pe care a avut-o. O acuzi pe Giovanna și nu știi cum să mai dai cu noroi în ea. Ai uitat cine ai fost? Ai uitat când ai înșelat? Atunci nu tot cu doi bărbați în 12 ore sau au fost 24? Ești penibilă, dar nu uita că ai două fete, să nu culești și plantezi acum. Ai dovadă că Giovanna s-a culcat cu doi bărbați în câteva ore de i-ai pus acea întrebare cu subînțeles? Ai spus că și tu ți-ai înșelat partenerul. Cum se numește o femeie care își înșeală partenerul? Acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor cu privire la atitudinea pe care Gabriela Cristea a avut-o în cadrul emisiunii pe care o prezintă.